Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României și ziua de nume a peste 700.000 de români. Și tot azi se inaugurează autostrada Alba Iulia Aiud. De joi, orele de sport se vor desfășura în interior și fără mască de protecție în capitală. Babele și Sfinxul din Bucegi au devenit mărul discordiei între două județe și Lionel Messi a câștigat cel de-al 7-lea balon de aur din carieră. Rămâneți cu noi la Link News! Astăzi este sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României și tot azi își celebrează ziua de nume aproximativ 700.000 de români. În 2001, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ca sărbătoare națională bisericească, iar din 2011, ziua de 30 noiembrie a devenit sărbătoare legală nelucrătoare. Apostolul Andrei, primul ucenic al lui Isus, a propovăduit și creștinat mai multe popoare, devenind patron al Spaniei, Siciliei, Greciei, Rusiei, Scoției și, bineînțeles, și al României. Lângă comuna Ion Corvin din județul Constanța se află peștera Sfântului Andrei, unde se zice că acesta ar fi locuit câțiva ani și ar fi săvârșit prima sa liturghie. Peștera este considerată prima biserică din România. Sărbătoarea Sfântului Andrei este plină de tradiții și obiceiuri, cum ar fi semănarea grâului și a orzului în ghivece de flori sau crengile de copaci roditori pe care copiii trebuie să le pună în apă ca să înflorească și să sorcovească cu ele de anul nou. Totodată, se crede că ziua Sfântului Andrei este prielnică anumitor practici și farmece de dragoste. Sau se spune că astăzi nu se dă nimic cu împrumut și nu se scoate nimic din casă. De asemenea, în unele locuri se serbează cu post negru pentru îndeplinirea unor dorințe, cum ar fi căsătoria sau însănătoșirea. Începând de joi, orele de educație fizică de la interior din unitățile de învățământ din București vor avea loc fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Hotărârea a fost luată de Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență, în contextul în care incidența în capitală a scăzut sub pragul de 2 la mie. Când vor reveni din mini-vacanța de 1 decembrie, elevii vor putea face orele de educație fizică în interior și nu în curțile școlii, așa cum s-au desfășurat de la începutul anului școlar și până acum. Mai mult, aceștia vor putea face activitățile fizice și fără masca de protecție, atâta timp cât rata de infectare va rămâne sub pragul de 2 la mie. Astăzi se va inaugura lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, mai precis sunt 24 de kilometri între Alba Iulia și Aiud, care vor putea fi folosiți de șoferii de autoturisme. Pe o distanță de 1,5 km din aceasta se vor impune restricții care vor fi menținute până în primăvara anului viitor, din cauza alunecărilor de teren frecvente din zona dealului Oieșdea. Ca atare, pe acest sector de 1,5 km se va circula în ambele sensuri, dar pe o singură cale, în regim de drum național. Situația a impus limitarea vitezei la 60 de km pe oră în zona respectivă, dar și limitarea la 100 de km pe oră pe restul lotului 2, a anunțat Ministerul Transporturilor. Contractul pentru lotul 2 al autostrăzii 10 Sebeș-Turda a fost semnat în noiembrie 2014 cu asocierea Actor SA Sece Euroconstruct Trading SRL și avea inițial ca termen de finalizare a lucrărilor luna octombrie 2016. La momentul semnării, valoarea contractului era de aproximativ 550 de milioane de lei fără TVA, o sumă deloc mică pentru acea perioadă, subliniază Ministerul Transporturilor. Motivul pentru care finalizarea lucrării a întârziat 5 ani de zile ne este dat de fostul ministru Cătălin Drulă. Odată pentru că lansez o licitație pe o documentație proastă, unde nu apar problemele din teren, nu apare că obretea trece printr-o groapă de gunoi, nu ai făcut exproprieri, nu ai avize de relocări de utilități, adică nu e nimic pregătit. Apoi, constructorul intră în teren și începe să dea cu capul de ele și să se lovească și de birocrație. Suprapus peste un management al proiectului în perioada guvernărilor PSD 2017-2019 și peste problemele financiare ale firmei grecești care lucrează acolo, ajungi să dureze un proiect 7 ani în loc de 2.
Grupul de obiective turistice Sfinxul și Babele, de pe platoul Bucegilor, se află în mijlocul unui scandal ce a ajuns în instanță între Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Dâmbovița. Cele două părți revendică faptul că formațiunile se află pe teritoriile administrate de acestea. Respectiv, județul Prahova menționează că obiectivele turistice sunt pe teritoriul localității Bușteni, iar județul Dâmbovița că se află pe raza localității Moroieni. Pe 25 noiembrie, instanța a dat o decizie care atribuia cele două obiective județului Dâmbovița, decizie care nu este definitivă, putând fi atacată. Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, a declarat: "Mă bucur să le transmit dâmbovițenilor că joi 25 noiembrie Consiliul Județean Dâmbovița a avut câștig de cauză în procesul cu județul Prahova, vecinii noștri susținând că atât Sfinxul cât și Babele se află pe teritoriul lor. Deși sentința de joi nu este definitivă, toate instanțele, altele decât cele din Prahova, au spus că cele două monumente sunt ale județului nostru, iar eu mă voi asigura că Sfinxul și Babele vor rămâne pe teritoriul județului nostru", a mai transmis acesta. Pe de cealaltă parte, prefectura județului Prahova a transmis: "Menționăm că limita teritorială între cele două localități din județe diferite nu schimbă ceea ce este deja stabilit prin hotărârea de guvern numărul 1359/2001, care atestă apartenența celor două monumente naturale la domeniul public al județului Prahova, respectiv al orașului Bușteni. Indiferent de rezultatul final al procesului, monumentele naturale Babele și Sfinxul sunt și rămân în domeniul public al orașului Bușteni. Dincolo de toate aceste aspecte, monumentele naturale Babele și Sfinxul sunt două dintre cele mai importante simboluri naturale ale României, aflate în Parcul Național Bucegi, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere turistic și cultural, ele aparțin tuturor românilor." De Ziua Națională a României va avea loc o prezentare intitulată Flori de Ie în Cuba. Sunt 18 luni de la ultima defilare internațională. Prezentarea va avea loc în cadrul unui eveniment intitulat Shine, nume ce reprezintă lumina care aduce speranță și strălucire în sufletele noastre, dorința de a merge mai departe, de a ne face cunoscute valorile, tradițiile și portul popular în toate colțurile lumii. Cristina Chiriac, fondatoarea Flori de Ie, a declarat: "Cred cu tărie că Ia românească este în acest moment cel mai bun ambasador al valorilor românești. Ea creează punți și unește inimi, aduce speranță în suflete. În aceste vremuri dificile, sunt convinsă că defilarea din Cuba va aduce normalitatea și va creiona speranța într-o lume nouă, sustenabilă, durabilă și rezilientă." Evenimentul din Cuba este organizat de Ambasada României cu ocazia zilei de 1 decembrie. Modelele care vor purta costumele populare românești vor fi de origine cubaneză, iar elementele de îmbrăcăminte ce vor fi în centrul atenției sunt costume tradiționale vechi și de peste 100 de ani din majoritatea regiunilor din România. După falimentul City Insurance, o nouă companie a primit aprobarea ASF pentru a ieși de pe piața de asigurări din România. Este vorba de Unica Asigurări, care a cerut Autorității de Supraveghere Financiară retragerea autorizației, motivând faptul că această linie de business a adus pierderi companiei, având în vedere și cota de piață relativ mică de doar 0,5%. Prăbușirea City Insurance, cel mai mare asigurator din România, atât la nivelul întregii piețe, cât și din zona de RCA, a cauzat un val de efecte negative. Printre aceste efecte, putem observa cum prețurile de la polițele RCA s-au dublat sau chiar triplat în unele cazuri, atât din nevoia pieței de a compensa lipsa unui jucător mare, dar și pentru a putea face față unui eventual val al șoferilor cu risc ridicat, care ar putea lua cu asalt asiguratorii rămași pe zona de RCA. Este clar că ieșirea Unică a Asigurării de pe piața de RCA nu va avea aceleași efecte ca în cazul City Insurance, dar este un semnal care vine să confirme instabilitatea în care se află această piață în ultimele luni. Mediul de afaceri românesc reacționează din ce în ce mai puternic față de instabilitatea politică și față de creșterea previzionată a cursului leu-euro pentru anul 2022. Mai bine de un sfert dintre managerii companiilor românești afirmă că afacerile pe care le conduc au stagnat în 2021, iar o treime dintre ei anticipează un curs mediu leu-euro de 5,05 sau 5,10 lei
pe un euro în 2022 reiese din datele incluse în cea de-a treia ediție a barometrului anual MoneyCorp. Conform raportului de specialitate, 2 din 10 respondenți au remarcat o scădere a business-urilor în acest an, între 10 și 25%, iar aproape 10% dintre manageri au observat o diminuare a afacerilor de până în 10%. Cât privește previziunile pentru anul 2022, peste o treime sau 36,6% mai exact dintre cei chestionați văd o scădere economică, iar 17,1% o stagnare. În același timp, 19,5% sunt ceva mai optimiști, estimând o creștere economică de până în 2%. Aproximativ 30% dintre managerii ce au răspuns la întrebările din studiul MoneyCorp anticipează o creștere a cursului atât pentru euro, cât și pentru dolar. Astăzi și mâine se va desfășura la Riga adunarea miniștrilor de externe ai Alianței Nord-Atlantice. Subiectul principal va fi Rusia și acțiunile destabilizatoare ale sale, dar pe ordinea de zi se vor mai găsi subiecte precum criza refugiaților de la granițele cu Belarus sau situația Afganistanului. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a reiterat faptul că Rusia trebuie să dea dovadă de transparență și să reducă tensiunile, menționând totodată că NATO rămâne deschisă dialogului. Un element important din punctul lui Stoltenberg de vedere este cooperarea strânsă dintre NATO și Uniunea Europeană, care este esențială pentru combaterea amenințărilor hibride ce au ca scop destabilizarea țărilor. În final, se va discuta și despre următorul concept strategic NATO, ce va fi adoptat anul viitor în cadrul summitului de la Madrid. El are rolul de a defini provocările de securitate cu care alianța se confruntă și de a defini obiectivele politico-militare pentru a adresa aceste provocări. Moștenitorii familiei Gucci au emis un comunicat de presă în care se arată deranjați de filmul House of Gucci al lui Ridley Scott, susținând că acesta portretizează eronat evenimentele, folosindu-se totodată un ton și o atitudine a protagoniștilor binecunoscutelor evenimente care nu le-au aparținut. Este subliniat că producătorii nu s-au deranjat să îi consulte înainte de a-l descrie pe Aldo Gucci, jucat de Al Pacino, și membrii familiei Gucci ca infractori ignoranți și insensibili față de lumea din jurul lor. În încheierea scrisorii se menționează că Gucci este o familie care onorează munca strămoșilor săi, a căror amintire nu merită să fie tulburată pentru a pune în scenă un spectacol neadevărat și care nu face dreptate protagoniștilor. Membrii familiei Gucci își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru a-și proteja numele, imaginea și demnitatea lor și a celor dragi. Nu știm sigur dacă după aceste declarații va urma și un proces intentat producătorilor acestui film, în schimb este de menționat faptul că regizorul Ridley Scott a respins aceste acuzații spunând: "Nu discut asta, trebuie să vă amintiți că un Gucci a fost ucis și altul a mers la închisoare pentru evaziune fiscală, așa că nu puteți să-mi vorbiți despre făcut profit. Imediat ce faceți asta, deveniți parte din domeniul public." Ieri seară, într-o ceremonie la Paris, a fost acordat Balonul de Aur pentru anul 2021, cel mai prestigios trofeu individual din lumea fotbalului. Argentinianul Lionel Messi l-a câștigat devansându-l pe polonezul Robert Lewandowski și pe italianul Jorginho. Astfel, Messi ajunge la cota 7 din perspectiva baloanelor de aur câștigate, fiind în prezent sportivul cu cele mai multe astfel de distincții, după el aflându-se Cristiano Ronaldo cu doar 5. Anul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus, trofeul nu a fost decernat. Deși nimeni nu-i poate contesta valoarea incredibilă pe care argentinianul a arătat-o pe teren pe tot parcursul anului, foarte multe voci indică faptul că Lewandowski era sportivul care ar fi meritat acest titlu. Pentru Messi a atârnat foarte greu trofeul Copa America, câștigat cu echipa Argentinei în vară. Robert Lewandowski nu a plecat însă cu mâna goală de la gala de aseară, câștigând titlul de cel mai bun atacant al anului. Italianul Gianluigi Donnarumma și-a adjudecat titlul de cel mai bun portar al anului, iar spaniolul Pedri de cel mai bun tânăr jucător. Trofeul Clubul Anului i-a revenit lui Chelsea în urma performanței de a câștiga Champions League, iar Alexia Putelas de la Barcelona a primit titlul de cea mai bună jucătoare de fotbal feminin. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!